Your pretty eyes make me smile, and your little fists make me stay with you. Bună, bună dimineața! Cum a început ziua voastră? Ziua mea a început foarte, foarte bine. Am lăsat mâncarea de amiază făcută și, după cum știți, am vizită acasă. Și acum ascult cartea Frontul de acasă. Vă las pe ecran. O idee din cartea asta. Nu e argumentul cărții. Vă zic doar o idee din ea. Un avocat care trebuie să apere un bărbat ce în aparență și-a ucis soția, ajunge la un specialist, la un psiholog, pentru a putea vorbi cu acest presupus criminal și ca să afle că de fapt unde a fost plecat acest deținut pe front, care ar putea fi consecințele, cum s-ar ocupa de fapt autoritățile de șocurile post-traumatice și chestii din astea. Și soția avocatului tocmai se pregătește să plece în Irak. De fapt, e cu un picior în Irak deja, pentru că e pilot de elicopter. Și deși nu e argumentul cărții, e chestia asta. El se documentează pentru cazul lui și de fapt se pregătește pentru ceea ce ar putea trăi cu soția lui când se va întoarce, cu ceea ce e posibil. Și Frontul de acasă din titlu pare e vorba despre problemele dintre soț și soție sau din ce ar putea interveni cu copiii sau cu diferite vârste ale copiilor. E și asta, pentru că au și o fată de 12 ani, coincidență, și eu am un băiat de 12 ani și vorbește acolo de niște chestii care le trăim și noi. Nu trebuie să fie identic, la un nivel sau altul le trăim și noi, dar e tare frumoasă cartea. Acum, bineînțeles, abia sunt la 36% din această carte. E posibil să ajung și la o parte mult mai dramatică, având în vedere că se vorbește și despre Irak. Nu am citit și nici nu am ascultat cărți despre așa ceva, dar sunt mulțumită că a ajuns această carte la urechile mele, că nu mi-a ajuns în mâini, a ajuns la urechile mele, Frontul de acasă. Și iar sunt mulțumită, ieri am făcut o comandă pentru județul Olt în România cu două parfumuri de la Shogun și mulțumesc pentru încrederea care o au în mine, iar eu am încredere în clienții care îmi confirmă calitatea acestor produse. Pentru că eu cred în aceste produse, sunt mulțumită, las clientul să le vadă și să le verifice și sunt foarte mulțumită. Așa că vă aștept să mă urmăriți și pe Instagram, să vă abonați la acest canal de YouTube și să aveți o zi minunată!